Deci, iată, voi vedeți în față site-ul Eurasia. Și hai să deschidem acum un student. De exemplu, hai să vedem, aici Gheorghe Moldovan, da? Așa, iată, l-am găsit pe Gheorghe. Și când mergem aici la detalii, iată, aici ne arată sesiunile pe care le are Gheorghe, la diferite nivele. Da? Gheorghe a fost la o sesiune lucru cu copiii, nu știu, și la o sesiune de engleză ai fost, Gheorghe? Da, nu știu, nu cred, nu mai țin minte, dar apare. Te-ai înscris la o sesiune. A, nu. Irina a fost. Da. Posibil Irina și Irina au folosit contul tău, da? Dar asta nu e bine. Trebuie Irina să folosească contul ei, că iau tincare și notă. Deci Irina nu, asta fost... creează confuzii. Irina, cred, contract cu contul tău. Deci caz aici sunt sesiunile care le ai tu, Gheorghe. Vezi? La nivelul întâi. Uh-huh. Și iată, la sesiunile astea, ni se arată ce ai trecut tu. Și aici merge, cred că, în ordinea în care tu le-ai trecut, în ordinea în care te-ai înregistrat. Cu toate că noi putem să le schimbăm și ordine dacă trebuie. Dar ce vreau să vezi tu aici? Iată, de exemplu, uite, la sesiunea creșterea bisericii. Te-ai înscris, dar n-ai trecut-o. De-aia că este o sesiune la care te-ai înscris. Filipeni, în 2 Tesaloniceni. Și ai luat notă la examen, nu ai nota aici. Dar aici mai sunt încă două note pe care trebuie să le trecem aici. Asta e pentru manualul care îl predai. La fiecare sesiune trebuie manualul respectiv să-l predai și când îl aduci la control, aduci 5 manuale la control, aici ți este introdusă nota. De asemenea, când aduci lucrarea individuală la control, atunci ți este introdus în nota aici. Trebuie numai decât să ai 3 note ca să poată fi nota finală aici. Și iată, eu azi v-am invitat ca să vorbim despre lucrarea asta individuală. Lucrarea individuală pe care trebuie noi să o facem și cum o facem noi lucrarea asta individuală. E clar, da? Da. Fiecare din voi puteți intra aici. Voi vă vedeți toate sesiunile, toate notele. Dacă vă lipsesc notele, le puteți cere notele. Este acolo un formular unde voi le cereți, să le introduce notele acolo. Deci, de exemplu, la sesiune de nivelul 2 ai 4 sesiuni și așa mai departe. Deci, ți arată. Și este și în limba română. Eu am deschis în limba engleză, dar este și în limba română. Eurasiaprecep.org, da? Da, eurasiaprecep.org, iată, vezi, uite aici. Și iată, ți le dă și în limba română, toate le-au pus în limba română acum. E clar, da? Deci despre ce vorbim noi azi? Și fiecare vă puteți vedea voi situația, voi vă știți bine care e situația voastră la zi cu notele, cu ce aveți, ce trebuie să faceți ca să aducem rânduială aici bine. Deci azi noi vorbim despre lucrarea asta individuală. E clar, da? Eu ies de aici și o să intre Felicia de acum cu... Felicia, poți tu deja pune documentul celălalt? Da, foarte bine. Ok. Bine. Care este scopul lucrării individuale, este de cercetare la Institutul Biblic? Știți că la fiecare sesiune noi avem câte o lucrare care trebuie să o facă studentul. Și nu am pus-o de dragul ca să fie pur și simplu o lucrare. Noi urmărim ceva cu asta. Iată voi cum credeți. De ce lucrarea asta se cere să o facă fiecare student la fiecare sesiune? Nici o idee despre idei? Eu cred că să cercetăm mai profund sau să cunoaștem mai profund și să facem un fel de analiză
legate de subiectul care l-am fi studiat la sesiune. În primul rând, eu cred că, cum ne-ați învățat, e foarte importantă aplicarea și deodată, ori de câte ori învățăm, deodată să aplicăm, să aplicăm. Cred că e un scop care... Sau este o legătură cu dintr-o sesiune cu alta. Deci ca să fii disciplina asta, ca să îți faci la timp și... Așa. Da. E un exercițiu care îl învățăm să ne facem la timp. O continuitate, ca să ai o disciplină în studierea cuvântului tot. Da, da. Foarte drept. Poți să vestești Evanghelia, să faci ucenici. Ei, aici mai puțin, că ăsta e studiul tău personal. Studiul tău personal. Deci când toți studenții care au venit la noi la institut, noi vrem oamenii ăștia să știe a lucra bine cu scripturile, a cunoaște metoda asta, a ști să studieze orice subiect din Biblie, să poată mânui bine cuvântul lui Dumnezeu. De asta vă dăm lucrările să le faceți, pentru că vrem să faceți exercițiu de cercetare a scripturilor. Vasile, scuze, eu n-am înțeles ideea acum. Da, da. Pot vorbi? Vrem ca fiecare student să facă un exercițiu bun în cercetarea scripturilor, să știe bine cum să studieze el personal scripturile, cum aplică metoda la orice subiect, când lui trebuie să studieze un subiect, să pregătească o lecție, să... El știe bine cum să facă asta pentru că a făcut exercițiu. De-aia vă dăm exercițiul ăsta să-l faceți. Bun, hai acum să mergem prin câteva texte din Scripturi și o să vedem de ce este important să studiem noi Scripturile continuu, să avem un studiu al Scripturilor continuu. Deci iată, așa, primul, Iosua, capitolul 1, versetele de la 7 până la 8. Cine vrea să citească textul ăsta? Cine l-a deschis, primul să-l citească, vă rog. Partea aceasta legii, așa. Să nu se depărte. 7 și 8, da? Da, da. Dărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Așa. Deci, iată, noi când venim la sesiune, noi studiem mult, bine, intensiv. Dar, pe urmă, studenții când merg acasă, unii studiază, alții nu așa sistematic, nu intensiv, nu totdeauna. Și prin lucrarea asta individuală vrem să dezvoltăm și o deprindere ca studenții să studieze intensiv, personal, să studieze continuu. Nu numai când sunt la sesiune, nu numai când sunt cineva, dar să aibă disciplina de a studia personal. Ce învățăm din textul ăsta de la Iosua despre disciplina asta sau importanța asta de a studia personal, continuu, Biblia? Să cugetăm asupra cuvântului Dumnezeu întotdeauna. Pentru că așa ne zbând în lucrarea care o facem. Exact. Succesul în lucrarea pe care o facem fiecare din noi ține în foarte mare măsură de felul cum noi avem disciplina asta de a studia personal continuu Biblia. De a ne adânci continuu în Scripturi. Alt lucru, mai vedeți ceva aici? Iată, când i-au fost spuse cuvintele astea lui Iosua? Când el era tânăr și trebuia el să conducă poporul Israel mai departe după moartea lui... Nu era tânăr, avea 80 de ani. Când avea cel mai mult de lucru și responsabilitate mare în față. Așa, când avea cel mai mult de lucru, când i s-a pus în față cea mai mare responsabilitate, nu cred că în viața lui... a fost într-un punct unde să fie atât de mare responsabilitate, asta e cel mai greu punct în privința responsabilității, cel mai greu punct din viața lui. Peste el s-a pus sarcina întreg poporul
și sarcina cea mai grea. El acum trebuie să ducă poporul în țara promisă. Trebuie de plin să se concentreze la sarcina asta care o are. Însă Dumnezeu îi spune să se concentreze la Scripturi. Și atunci o să facă bine și sarcina asta. Îi spune cartea asta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, continuu. Uite așa și studenții noștri. Noi ca studenți când plecăm de la sesiune, fiecare din noi avem responsabilități multe în lucrare, în cei care sunt angajați, cei care sunt studenți, multe alte responsabilități le avem. Și atunci toate responsabilitățile astea încearcă să ne ia într-o parte, să ne dea într-o parte de la studierea sistematică și continuă a Scripturii. Și prin lucrarea asta individuală vrem să-i ajutăm pe studenți să-și formeze o deprindere de a studia sistematic continuu. Iată, dacă omul timp de 3 ani stă în disciplina asta de a studia personal continuu, noi credem că îi va fi mai ușor să rămână în disciplina asta pentru restul vieții. Tare vrem ca fiecare om care vine să învețe la institutul nostru să învețe disciplina asta de a studia personal continuu. La 1 Timotei, capitolul 4, de la 12 la 16, ia uitați-vă, ce învățăm acolo? Poți să citesc eu? Da, da, hai, vă rog. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în curățenie. În curăție, scuzați. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie. Cu punerea mâinilor de către ceata prezbitelor. Puneți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Străuiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Da. Ce învățăm aici despre studiu personal continuu a Bibliei? Contextul este că Pavel l-a trimis pe Timotei să păstorească. El aici trebuia să păstorească biserica din Efes. Avea oameni sub conducerea lui, dar ce îi spune Pavel lui personal, despre studiul personal continuu a Bibliei? În 14 spune să nu fii nepăsător de darul care este în el. Corect. Deci să nu fii păsător de darul care este în el și ce are asta de a face cu studierea personală a Bibliei? Dar îi spune să pun inima în aceste lucruri, adică lucrurile pe care ei le-au fost încredințați prin prorocie, ca să dai altă învățătură. Așa, dar ce anume despre studierea personală a Bibliei vedeți aici? Uitați în textul ăsta, este ceva care ține de studierea personală a Bibliei. El este ajutor în Evanghelie. Și asupra învățăturii care o dai altora. Așa. Să ia minte. Versetul 15. Puneți inima și îndeletnicește-te în totul cu el. Așa, cu asta, cu învățătura. Deci îndeletnicește-te în totul, înseamnă studiază personal, profund, continuu. Deci mai întâi versetul 13 spune, ia seama bine la citire. Și în limba rusă spune continuă sau străuiește în aceasta. Da, da, foarte corect. Deci este vorba despre o deprindere continuă ca să fii în citire și mai departe explică în următoarele versete, nu doar să citești, ci să înveți aceste lucruri și să iei bine seama la învățătură și să te îndeletnicești foarte bine cu aceste lucruri. Continuu. Da, pornești de la citire. Da. Continuu trebuie să faci asta, pentru că spune de asta ține mântuirea ta și mântuirea celor care te ascultă. Plus, zici, ești responsabil să ai totdeauna, zici, înaintarea ta să fie văzută de toți. Deci înaintarea înseamnă creșterea ta, progresul tău ține de asta. Dacă ai o deprindere de a studia continuu scripturile personal, de a crește personal, atunci vei crește, dacă nu, și vor vedea și oamenii că tu crești în cunoașterea Scripturilor, crești. Altfel, dacă nici oamenii nu văd asta, ce fel de exemplu ești pentru ei dacă nu crești? Bun, mergem la următorul text.
2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14 la 17. Cine va să-l citească textul ăsta? Alice, citește. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Ca Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Mă scuzați, dar nu textul ăsta a fost citit. 2 Timotei. Nu 1 Timotei. 2 Timotei, da, da. Mai citim o dată. Da, da. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire și credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Bine, bine. Și acum, hai să vedem ce învățăm de aici. Să rămână în lucrurile învățate. Să rămână în lucrurile, lucrurile învățate, da. Pavel îi spune asta la sfârșitul vieții lui. Pavel se pregătește să plece din lumea asta, dar lui Timotei îi spune tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat și care sunt este, îi spune toată Scriptura. Toată Scriptura, cercetează Scriptura, a rămânea înseamnă a cerceta, a împlini, a transmite altora. Numai decât implică și cercetarea personală zilnică. Dacă nu cercetezi zilnic, te-ai deconectat de la Scriptură. Nu mai ești așa. Deci, cum vedeți, noi toți suntem îndemnați să cercetăm continuu Sfintele Scripturi. Și asta vrem să învățăm pe toți studenții noștri, să-și formeze deprinderea asta, să studieze continuu Scripturile. Deci asta e scopul lucrării individuale, să-i ajute să-și dezvolte deprinderi de studierea Scripturii, dar să-și formeze și disciplina de a studia Scriptura continuu. Hai acum să mergem la următoarea întrebare. Ce trebuie să urmărească studentul Institutului Precept în elaborarea lucrării individuale? Iată, când face lucrarea individuală, ce trebuie el să urmărească? Întrebarea, când nu înțeleg întrebarea, se referă la ceea ce am studiat mai sus sau? Nu, în general, gata, vorbim despre lucrarea individuală la institut. Să înțeleagă bine condițiile care sunt puse pentru lucrarea individuală. Foarte corect. În limitele acestor condiții. Să înțeleagă bine condițiile și limitele acestor condiții. Să leagă bine tema, adică tema care o are de studiat și apoi elaborat și pașii, deci pașii clari care sunt expuși în cum să studiem Biblia. Nu neapărat cu nuri, da, de fapt da, ori este un studiu tematic, ori este o privire de ansamblu, oriceva care trebuie să facă, deci să-și stabilească bine limitele, ce are de studiat, să înțeleagă bine tema, ce se așteaptă de la el. Și apoi procesul de lucru, pașii, mai întâi fac asta, apoi fac asta, apoi fac asta, apoi fac asta și așa voi ști că am încheiat lucrarea. Deci el să-și stabilească lui care sunt pașii. Atât timp cât nu-ți stabilești pașii, te sperii, îți pare, e foarte greu, dar nici nu știu de ce să mă apuc. Păi așa este și gândește de ce te apuci. Întâi fac asta, apoi fac asta, apoi fac asta. Fă o ordine în pașii pe care trebuie să-i întreprinzi. Da? Altceva?
ai nevoie de anumite instrumente, cum este o concordanță, un dicționar biblic sau teologic, sau, deci trebuie să apelezi la anumite instrumente care te vor ajuta în studierea subiectului. Foarte bine, deci să aibă tot pachetul de instrumente, nu? Tot pachetul de instrumente necesare și acum e simplu, acum pe telefon îl poți avea tot pachetul. Tot pachetul poate să fie pe telefon, toate traducerile, toate o sumedenie de instrumente, toate sunt, iată, gândiți-vă numai cât face programul ăsta My Bible, da? Pe telefon. Da, programe de astea, cât vrei sunt. Le găsești și... Deci să-ți pregătești cele mai bune instrumente care îți trebuie. Pe computer, de asemenea, sunt instrumente multe. Iată, este Sword, programul ăsta gratuit, eSword, mai, cum se numește el, Raw Bible, da? Sau alte programe, o sumedenie de programe sunt. Să fii sigur că ai pregătite toate instrumentele necesare pentru cercetarea ta. Bine, bine. Manualul Cum studiem Biblia este... Numai decât, da. ...real ajutor în elaborarea lucrării. Da, manualul Cum să studiem Biblia. Deci manualul Cum să studiem Biblia. Așa. Altceva? Cred că este bine. Da. Bun. Hai acum să vedem cum trebuie organizat lucrul. Care sunt etapele în cercetarea și elaborarea lucrării este individuale? Care sunt etapele? Workflow, asta am în vedere. Care sunt pașii? Deci, unu, 2, 3, s-ar putea întâmpla să diferi de la o lucrare la alta, dar cam ăștia sunt în general. Ca să știi cum sunt pașii. Grea întrebarea? Nu, nu e greu nimic. Bine, dacă, de exemplu, să zicem lucrarea cu de la căsătorii fără regrete. Cum să știi voia lui Dumnezeu în alegerea partenerului? Uh-huh. Trebuie să identifici cuvintele cheie. Da, da. Așa? Și să cauți în concordanță cuvintele cheie și sinonimele, cauți în concordanță toate referințele și apoi studiezi toate aceste referințe. Foarte corect. Deci prima dată identifici cuvintele cheie, apoi cercetezi tot, îți pui un caietel aparte. Asta nu-i lucrarea. Cu unii vin cu caietul, asta nu-i lucrarea, caietul tău de cercetare. Caietul tău de cercetare tău, acolo ți-ai făcut toate notițele, ți-ai pus ideile, toate ți le-ai scris. Deci după aceea începe a cerceta fiecare text și îți scrii în caiet observările tale. Tot ce ai observat, rezultatul cercetărilor tale. Dar după asta, care sunt următorii pași? Să caute, să structureze. Așa. Da. Deci tot ce ai studiat, tot materialul studiat, caută să-l pui într-o structură, într-o schiță. O schiță înseamnă că am trebuit să meargă o ordine. Întâi voi vorbi despre asta, apoi despre asta. Cum ar fi niște capitole? 4, 3, 5, 2, nu 2 de-a mui prepuțin, cred că. 3, 4, 5, 6, 7 capitole. Nu știu, cât îți vine, unde ai să-l structurezi materialul ăsta, el îți arată o structură pe măsura ce ai studiat, începi să vezi cam o structură, cam despre asta e cel mai mult, despre asta e cel mai mult, numai când îl răsfoiești caietul celălalt, de-am îți dai seama cam cum trebuie să meargă materialul ăsta. Da? Apoi? Următorul pas. După ce ai găsit care e structura, ce faci de acum? Scrii. Exact, gata. Tot rezultatul tău îl scrii acolo. Îl scrii și după ce l-ai scris, îl trimiți la control. Gata. Simplu de tot. Nu e nimic complicat. Îl trimiți la profesorul. Deci după ce ai scris, îl trimiți la profesorul care ți-a predat subiectul respectiv. Și
Și aici e important, poate, dimensionat că mi s-a întâmplat mie că studenții aduc ceea ce au găsit în comentarii sau alte cărți. Mm-hmm. Trebuie să fie munca lor personală. Exact. Așa. Munca lor de cercetare a Bibliei. Nu e nimic rău dacă o inclus și asta, ce au găsit, dar nu numai asta. Noi ne interesează ce au găsit din Biblie, nu din comentarii. Asta e secundar, asta e opțional. Dacă vor includ, dacă vor nu includ. Dar pe noi, în primul rând, ne interesează să vedem ce au găsit ei din, în cercetarea biblică. Noi asta vrem să învățăm, să cerceteze Biblia. Bine, bine. Mergem acum la următorii. Care sunt părțile majore ale lucrării? Și ce trebuie să includă fiecare în parte? Părțile majore, iată, orice lucrare. Cu ce să începi? Introducere, dar înainte de asta titlul, tema. Așa, foaie de titlu, da, exact, foaie de titlu. Foaie de titlu. Și ce trebuie să includă foaia asta de titlu? Titlul lucrării, sesiunea pentru care este pregătită, deci titlul lucrării, sesiunea pentru care e pregătită. De exemplu, una ar fi privire de ansamblu la prima, privire de ansamblu la Cartea Faptele Apostolilor, sesiunea, evanghelizare și ucenicii, numele studentului, numele profesorului care i-a predat sesiunea. Și la orice lucrare se mai pune localitatea de unde este el și când a pregătit-o. Da. Asta e foaia de titlu. După foaia de titlu, ce trebuie să urmeze? Cuprinsul. Cuprinsul, da. Sau lucrarea propriu-zisă, împărțită în introducție, da. Cuprins și încheiere. Sau lucrarea propriu-zisă. Cuprinsul. De acum mai departe, cuprinsul asta înseamnă unde, la ce pagină, ce este. Capitolele. După asta trebuie să fie. Deci asta înseamnă, ca să înțeleagă tot ce înseamnă cuprinsul, la orice carte. Când deschizi cartea, este cuprinsul, îți spune, la pagina asta introducere, la ce e primul capitol, la ce e... Așa. Sau localizarea, da, exact. Localizarea capitolului. După asta merge introducerea. La introducere, ce punem, ce scrim la introducere? Scopul. Scopul, scopul. Ce scop ți-ai propus tu în cercetarea asta? Ce ți-ai propus când ai făcut cercetarea? Fiecare din noi și-a propus ceva, vrea să vadă. Scopul, valoarea la cercetarea asta, pentru cine o să fie necesar, cui o să-i folosească, utilitatea cercetării, cui o să-i mai folosească ceea ce studiezi, cui ar fi util ceea ce ai studiat tu. Altceva trebuie să includă și cum au decurs, cum a fost procesul de cercetare. Scrie acolo care au fost pașii, ce ai făcut, dacă a fost ceva interesant în procesul ăsta de cercetare, scrie acolo. Astea sunt lucrurile care trebuie să fie puse la... Și fiecare student trebuie să înțeleagă că nu trebuie să ai simțământul că nu, eu n-am făcut drept, nu-i ce știu eu. Scrie liber, fă o lucrare în care tu îți pui tot ce înveți tu. Nu trebuie să stai stresat, că nu poți. După introducere, ce va urma? Lucrarea împărțită pe capitole sau potrivit. Exact. Da. Partea gata, partea lucrării. Capitolii. Capitolii lucrării. Fiecare capitol o să fie pus cu titlul de capitol, ca apoi să-l arate acolo la cuprins. Capitolul 1, 2, 3, cât ai să ai tu nevoie. Fiecare capitol descrie un aspect a temei. Apoi, după capitolele astea,
ce urmează? Concluzia. Concluzia, așa. Concluzia pe toată lucrarea. Ce concluzii ți-ai făcut după toată cercetarea asta? Ai ajuns la niște concluzii și concluziile astea le pui. Nu facem așa cum ne-am învățat noi să facem planul lecției cu un tabel, cum bullet points de astea. Facem, nu, nu, faci niște concluzii frumos, arată o lucrare frumos. Concluziile majore la care ai ajuns cu lucrarea asta. Și cam asta e tot, da? Asta e ceea ce așteptăm de la fiecare student când face o lucrare. Următoarea întrebare, cine și cum te poate ajuta în elaborarea lucrării individuale? Deci, Vasile, eu am o întrebare cu privire la punctul precedent. Deci se așteaptă o lucrare în formă de eseu, nu tabel și planul de lecție. Asta nu se înțelege, de obicei. Așa, scrim, numai decât, da, specificăm, asta se așteaptă o lucrare în formă de eseu. Da, foarte corect. Deci asta trebuie să fie o lucrare în formă de eseu. Și am zis, nu vine nimeni la control cu caietul în care el a făcut cercetările. Nu, nu, nu. Acolo caietul e al lui, asta sunt cercetările. Aici vii cu rezultat, cu un eseu frumos scris la ceea ce ai cercetat. Mhm. Hai să vedem acum cine și cum te poate ajuta în elaborarea lucrării. Profesorul care i-a predat sesiunea. Da, da, da. Profesorul care a predat. Deci când nu știe, apelezi la profesorul care a predat sesiunea. Sau profesorul, sau cum. Învățătorul care te-a chemat, care te-a chemat la sesiune. Mhm. Și acum vrem ca la fiecare sesiune profesorul să facă, iată asta, toată discuția care o facem noi aici, să facă asta discuția cu studenții. Până când ne asigurăm că toți studenții au înțeles bine cum se face lucrul ăsta. Au înțeles și nu numai că au înțeles bine cum se face, dar au înțeles importanța la lucrările astea. Na, na. Bine, mergem mai departe. Altceva este să revină la video ăsta. Video ăsta va fi salvat și va fi pus pe... Îl vom încărca acolo, la Eurasia, pe site. Și atunci, poate chiar și aici o să-l încărcăm pe site la institut, se poate oricând veni studenții să-l vadă, video ăsta. Și atunci mai privesc o dată video, ca să înțeleagă bine ce este. Bine. Mergem mai departe. Următoarea întrebare. Ce obstacole vor interveni în elaborarea lucrării individuale și cum se depășește aceste obstacole? Iată, din experiența voastră, ce obstacole intervin? Lipsa de organizare a timpului și este deja următoarea sesiune. Da. Lipsa de organizare a timpului. S-a încheiat o sesiune și te gândești, mai am încă timp, este timp, am eu când, dar nu mai ai când pe urmă niciodată. Deci faptul că nu pui un timp specific, un timp concret când vei face tema asta. Deci dacă s-a încheiat sesiunea, puneți un timp concret. Da, vezi, timpul ăsta noi vrem să fie în fiecare zi. Puneți în fiecare zi, în timp de cercetare individuală. Dacă lucrezi în fiecare zi o jumătate de oră, mult, mult progres ai să faci. Fiecare zi jumătate de oră lucrezi la asta. Să-l pui deoparte jumătate de oră. Dimineața, timpul tău de cercetare a Scripturii, uite, lucrezi aici. Lucrezi aici și îți pui timp. Aș adăuga o concretizare aici. De obicei, la sesiuni, cum profesorii anunțăm, noi spunem, la următoarea sesiune, când vii, aduci lucrare.
eu consider că ar fi bine de schimbat deci toată formularea aceasta. Cu următoarea sesiune la cineva poate fi peste un an. Și el, peste un an, vine nu știu la ce sesiune și nu știu în ce oraș și aduce nu știu care lucrare acolo. Deci asta ar trebui de schimbat. Eu cred să fie timp limită. De exemplu, după absolvirea sesiunii, să spunem maxim să fie o lună, două, trei, cât dorim noi să punem. Și în acest timp, studentul trimite lucrarea în formă electronică profesorului și el verifică. Altfel, eu vin la sesiune, de exemplu, și studenții care au trecut sesiunea trecută, nu știu cu cine profesor din ce țară și în ce an, și ei aduc lucrarea. Eu nu sunt în context, nu-l cunosc nici pe profesor, pe studentul ăsta și eu trebuie să verific cumva. Deci complică toată situația asta. Da, foarte bună propunerea ta, Alexandru. Da, da. Și deja în caz că sunt situații excepționale la un student sau altul, el se leagă, ia legătură cu profesorul respectiv care i-a predat această sesiune. Da, pentru că știi care limite. Și deja dacă trebuie să prelungească, să mai iau o săptămână, două, în caz că se întâmplă ceva, s-a îmbolnăvit, mă știu, deja hotărăște cu profesorul care i-a dat această lucrare. Deci cine dă lucrarea, acela să pune și nota. Și atunci tot mai simplu iese. Da, 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 corect. Corect, așa, cred că așa o să facem. Discut și cu sora mea și fratele Costel și atunci o să vedem și actualizăm și asta regulamentul nostru a institutului. Cred că așa o să facem. Ca să fie dată, stabilim un timp, cât limitul de timp în care trebuie să fie dată lucrarea și atunci știm că fiecare studiază și o dă la timp. Da, da. Ce alt obstacol? Faptul că amâni, da? Amânarea. Amânarea este un obstacol, crezând că ai timp pe urmă. Dar cred că obstacolul ăsta cu amânarea, el poate rămâne și dacă dăm o lună. Tot el îți gândești, las, stau eu o sâmbătă și fac, da? Și tot așa o să o amâni de la o sâmbătă la alta. Deci nu amâni. Cum ai încheiat sesiunea, ți-ai fixat exact timpul. Dar asta e următoarea întrebare. Deci cum să te organizezi ca să reușești în elaborarea lucrării individuale, ca să reușești până la sesiunea următoare? Cred că imediat ce terminat sesiunea, hai să spunem, în săptămâna următoare, să începi să pui în calendar ca să lucrezi, să începi a lucra la elaborare. Da, da. Să nu amâni. Nu amâna. Deci deodată începi lucrul la asta. Pune timp ca să lucrezi. Când îți planifici timpul, pune numai decât timp pentru asta. Și nu îl înlocui cu nimic. Asta e timpul de cercetare a scripturilor. Ți-ai pus, lucrezi, bine, faci și ai la timp. Apoi, ce altceva putem spune? Cum să te organizezi? E bine să ai pentru în fiecare zi, să-l împarți pe mai mult totodată să-l faci. Că nici nu e asta scopul. Scopul lucrării este ca să te înveți să lucrezi sistematic în fiecare zi, să cercetezi. Să-l împarți pe părți. Hai să zicem, dacă nu reușești în fiecare zi, ți-ai pus odată la două zile, odată la trei zile lucrezi, dar nu mai mult. Și lucrezi încet, de exemplu, ți-ai pus odată la trei zile, trei ore lucrezi la... sau trei ore, o oră să zicem. O oră ai lucrat, că nici nu ai să vezi când ai să o faci. O oră azi, peste trei zile, o oră, peste trei zile, o oră și o ai repede, că nu o să-ți ia așa mult lucrare, asta cât pare.
Așa, acum întrebarea următoare, dar cum să te organizezi când ai restanțe de lucrări individuale? Deci, iată, ați văzut voi când am deschis aceea, dar foarte mulți studenți au restanțe multe la lucrări individuale. Și atunci că ei nu dau importanță la asta. Asta e rău că nu dau importanță, pentru că vezi, asta, cum se reflectă lucrul ăsta asupra la toate celelalte. Restanțele vin și intră și în celelalte lucruri. Dar cum să te organizezi când ai multe restanțe la lucrări individuale? De luat pe rând. Așa. Ia-le pe rând. Ai făcut una, ai terminat-o, ai dat-o, trecut la a doua, a treia, dar e normal că trebuie să lucrezi mai intens. Deci trebuie să pui timp mai mult pentru asta. Poate în cazul ăsta îți mai pui și zile, eu știu, jumătate de zi, îți mai pui mai mult timp să lucrezi. 3-4 ore când trebuie lucrezi, că sunt multe. Dacă ar fi numai o lucrare, lucrarea o faci repede. Dar aici dacă s-au adăugat multe, atunci îți ia mai mult timp. Deci îți trebuie să pui mai mult timp. Pune niște zile aparte. Ultima întrebare aici. Ce are de pierdut studentul care întârzie a face lucrările astea individuale la timp? Ce are de pierdut sau ce efect are asupra lui asta? Așa se învață și în celelalte lucruri. Nu duci Corect. Până la capăt. Da, se învață să nu duc până la capăt. Și nu poți avea rezultat dacă te-ai învățat așa să le lăși lucrurile neterminate, cu lucruri neterminate de parte nu ajungi. Dar alta, nu reușești să înveți lucrul ăsta care ne-am propus. Noi ne-am propus ca studentul să învețe disciplina asta de studiu personal. Deci dacă ne socotește lucrările astea individuale, deja ne arată că disciplina asta o ne socotește. Noi vrem disciplina asta să o învețe pentru tot restul vieții să o aibă. Dar dacă ne socotește asta, înseamnă nu are disciplina asta de a studia personal. De a... Și normal că nu va avea nici creștere. Înseamnă după ce se învață intens, numai la sesiuni. Dar după sesiuni, gata, nu mai învață, nu mai studiază scripturile zilnic. Bine. Acum am pus niște întrebări de aplicare pentru fiecare. Ce lucrări individuale ai de făcut și când vei aduce la control aceste lucrări? Vreau să vă rog pe fiecare ca să puneți aici, să vă faceți o listă. Dacă nu știți cum să faceți lista, nu știți, intrați pe site acolo la voi și acolo vă arată exact ce lucrări individuale aveți care nu sunt încă aduse la control. Pe urmă, altă întrebare este să te gândești tu ce te motivează să faci lucrările individuale și să le aduci la control. Eu sper toată discuția noastră care am avut-o azi să-ți fie o motivare pentru asta. Vrei să fii un om disciplinat, vrei să ai o creștere frumoasă, vrei să dai un exemplu frumos la ucenicii tăi, cei care te urmează pe tine și atunci spune-ți tu o motivație concretă. Eu vreau să studiez lucrurile astea pentru că eu vreau să fiu disciplinat, să am o disciplină personală, o creștere continuă. Vreau să fiu bine și să dau o pildă la cei care mă urmează. Ei să vadă că eu îmi fac bine tot ce am de făcut. Scrie-și ce pediști te aștepți să le întâmpini și cum le vei depăși. Fiecare din noi știe a lui personal cum va merge la fiecare personal. Și iată, puneți numai decât cum vei organiza timpul. Vezi ce pedici sunt la tine care ar putea anticipează-le. Ei, nu, asta trebuie să o dau la o parte. Asta trebuie, poate de la anumite lucruri trebuie să le scoți din calendarul tău acum până îți faci, să dai prioritate aici. Dacă nu dai prioritate la lucrările astea, n-ai cum să le faci. Trebuie să dai prioritate aici. Și faptul că cercetezi scripturile personal, sistematic, asta va da un rezultat frumos și acum și pentru tot restul vieții, dacă vei învăța să ai disciplina asta personală. Ce întrebări aveți? La cine trimitem lucrările? La profesorul care ți-o predat.
acolo pe site arată și profesorul cine o preda, da? Arată și profesorul, da. Dar dacă nu mă arată sau nu e acolo profesorul, sau să zicem, dacă avem o situație unde profesor este cineva care nu mai activează ca și profesor Ramuș, noi la site vom vedea cum vom regla lucrul ăsta. Atunci îmi trimiteți mie. Bine, mulțumim. Da. Alte întrebări? Bine. Scuzați. Suntem câțiva care am făcut școala de misiune și acolo mi se pare că nu avem lucrări individuale. Noi le facem doar pe cele care sunt în institut, unde avem... Da. Păi și la institut. La institut sunt numai la nivelul numărul 1. Aici sunt. Mulțumesc mult. Felicia, poți să stai puțin mai sus ca să văd prima întrebare de aplicare? Mulțumesc. Da. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, atunci eu tare mult vă rog pe toți acei care ați fost acum aici să verificați bine, să vedeți ce lucrări vă lipsesc. Și apucați-vă să faceți toate lucrările, să le trimiteți în formatul ăsta care am scris aici. Cei care veți privi mai târziu video, de asemenea, uitați-vă și voi, verificați ce lucrări vă lipsesc și trimiteți toate lucrările la control. Faceți-le rând pe rând și trimiteți-le la control. Astea vă vor ajuta pe voi, numai decât pe voi, că asta e scopul. Nu e scopul pur și simplu să avem o notă pe site aici sau nu. Scopul este ca să vă ajute pe fiecare să învățați disciplina asta personală, să învățați a cerceta scripturile și... Vreau să rog și profesorii toți de la institut care sunt aici, ori de câte ori predăm sesiunea la nivelul 1, orice sesiune de nivelul 1, faceți discuția asta cu studenții, găsiți timp ca să faceți discuția asta cu studenții și în discuția asta și verificați care este situația la fiecare, cum este, ca să-l ajutăm pe fiecare să meargă înainte și să fim siguri că își face fiecare lucrarea individuală. Iată, asta am avut să discutăm azi. Dacă mai este ceva întrebări sau ceva de adăugat, dacă nu, atunci ne rugăm și cu asta încheiem. Atât, da? Bine. Hai!